Dar voi, de exemplu, la un moment dat, când ați început să jucați din ce în ce mai bine și vorba ta se adunau rezultatele, v-ați gândit că o să ieșiți campioni? Logică, la asta trăgeați, că bănesc că nu era unul care să spună că nu vrea. Da, nu, dar începuse gluma asta, exact. Da, era o joacă la început și o glumă, pentru că și la sfârșitul turului eram pe primul loc la o diferență de 4 puncte de cu 2 și la televizor știi cum este, vorbea Steaua, Dinamo, Rapid. Brav, n-au putere, n-a mă, să, n-au forță, mă, să aveam și noi două știri, știi? În presezon, nu ne băga nimeni. Da, când se mai căsătorea vreunul și când mai deschidea un restaurant. În rest nu se vorbea de și n-au, domnule, forță să stai pe primul loc, ce n-ai, e o întâmplare acum. Asta zic, am avut primele meciuri din retur, știu, cu o victorie foarte importantă cu Rapidul, tot așa, Rapidul, o echipă bună în acea perioadă. Am câștigat 1-0. Și după aia, ușor, ușor, după aia s-a apropiat, lumea să ne bage în seamă. S-apropiat. Și să ne fie și nouă din ce în ce mai greu. Pentru că lumea știa ce stil jucăm, că ne apărăm și jucăm contra-atac. Și corect, deja nu mai se deschideau așa mult cu noi. Erau mai precauți. Corect. Și meciul a început să fie mai grele, am început să pierdem și noi puncte. Dar e important că ne-a revenit pe finalul campionatului și... Și am ajuns la final. Apropo de treaba asta cu datul la televizor și așa mai departe și cu știrile, lumea vă recunoștea pe stradă acolo în Galați? Adică simțeai că... Da. Simțeai că ești fotbalist? Că... Da. Pentru că aici în București, la o echipă de aici, vorba ta, toată ziua aici la TV, nu poți să ieși nici într-un mall și așa mai departe. Începuse, eu fiind din București, da, ne asta, recunoștea da. Și lumea și în București deja începuse să fim vizibili. Și ce mă gândeam, o întrebare, aveați prime la meciurile astea? Adică veneau și vă spuneau la meciuri? Spus, în tur a fost o glumă, în retur. Nu la campionat, că nu ne interesează. De bani, la meciurile astea cu, în Champions League, de exemplu, cu Manchester. Da. Au fost prime, dar nu cred că primele astea te motivau suplimentar. Faptul că ai ajuns acolo și jucai cu echipa aia, îți doreai să dai tot ce ai tu mai bun. Dar mai ții minte tragerea la sorți? Adică când s-a tras la sorți și ați văzut că ați picat cu bine acolo la nivelul ăla? Da. Manchester United. Erau grupele Champions League, puteai... N-aveai cu cine... Tot nimereai una. Da, nu nimereai Manchester pica... Da, cum ți-am spus, anterior a fost câștigătoarea UEFA Champions League. Da. Era campioană. Vezi? Mare lucru. Ai făcut schimb de tricouri atunci? Da, am tricoul lui Vidic și al lui Rooney de la retur. Pe bune? Da. Gata. S-a terminat de aici. Hai să discutăm despre altceva. Deci tricoul lui Rooney e la tine. Da. De la meciul retur după ultra. Dar ei după meci așa sunt moritori sau tot, no, da? Adică se moritor, poate discuta să termină meciul? Nu. Foarte, foarte. În meci te ia cu fulgi cu tot. Corect, după, cât e meciul e ok, dar în rest când... noi chiar am discutat cu ei și sunt sincer, e diferență uriașă. E diferență uriașă la nivel de echipă, de întreg loc. Într-adevăr, valoarea este mult mai mare, dar ea și valorează atâtea milioane de euro. Nu putem compara. Dar, per total, faptul cum au crescut și au făcut junioratul și tot, se vede în brodul muncilor când sunt la maturitate. Într-adevăr, altă diferență, altă calitate. Țin minte că dădea Rooney niște diagonale după loc de 60-70 de metri. Treceau rasantul la funda și noștri sărau și aici trebuie de ajunge mingea, nu puteau să ajungă la ea. La meciul retur a jucat la închidere. Mijlocaș la închidere a jucat cu mine. Nu știu e cum faza aia când ia el mingea de aici, la american sau unde a luat-o și diblează pe tot, se duce. Dar el venind să-și ia mingea el de aici. Da, a făcut adică, o recuperare. Exact. Da. Bă, el trebuia să stea acolo în care, un gura portic, centrare, dai cu cap. Nu, el a fost și un tip muncitor. Da. Adică să vii să-ți iei de aici, din jumătatea ta... Din tușă, da. Ce să caute Rooney acolo? Dați asta zic, și în America. Un om. Da. Acolo te duci, iei barul. Stau și în față. Bravo. Aduceți-o și voi aici. Aduceți-o aici, dau și eu 25 de goluri, iau și eu banii la oameni, că așa am vorbit. Corect, da. Vezi, dar uite, e altă mentalitate. Altă mentalitate. Dar s-a terminat treaba cu Oțelul, adică a durat, a fost frumos? Da. Și au venit oamenii și au luat bucăți din stadion, am văzut din teren și au pus, a zis, domnule, terenul nostru aici o bucățică din el, mai încoace. Erau niște poze greu de crezut, niște pari puși așa, domnule, ne-am luat bucata. Retrocedări, ăsta e terenul nostru, nu știu ce faceți, antrenați-vă mai încolo. Și jucau jumătate, suna a banc, clar suna a banc, adică Oțelul Galați se antrenează, care jucaseră cu 2-3 ani înainte, știi, acum se... Corect. E o durere imensă pentru mine și pentru oamenii care iubesc Oțelul, pentru că s-a întâmplat acest lucru. Practic, cu bugetul ăla pe care l-au avut în câștigarea campionatului și UEFA Champions League, părerea mea, cred că puteau să trăiască 3-4 ani liniștiți în Liga 1 la primele 5 locuri. Având bugetul pe care l-am avut noi, salarial,
da. În acel moment. Era undeva erau undeva 4.000-5.000 de euro. Nu da, erau uriașe, exact. Erau da. Cheltuielile pe care le-a avut Vaslui, Timișoara, în acel campionat. Corect. Și corect. Tocmai de aceea e păcat că s-a distrus totul și foarte, foarte bine, repede. Ca în multe alte ca locuri, multe da. Urziceniu și așa mai departe. Da, chiar da. Și Vaslui, de care ziceai. Da, acolo și păcat că au dispărut și echipele de tradiție. Uite, mă bucur foarte mult. De Craiova și de Rapid. Craiova corect. Și Rapid. Să vezi meciuri asta din, zic. Din septembrie. Să dea Dumnezeu să ne lase să vină și suportii la stadion, că ar fi perfect atunci. Și după aia o nouă tinerețe la Chiajna. Da, cinstit. Da. Când te uiți acolo la numărul de meciuri, da, nu sunt 20. Corect, da. 30. Da, s-a mai dus, s-a mai stat un an și... Da, aveam o datorie morală față de cei de la Chiajna, pentru că frumos în acea asta, perioadă da. În care mi-a fost greu, da. De la ei am plecat de la Liga 3-a, domnul Liță Dumitru m-a ajutat foarte mult să-mi revin în acea perioadă, țin minte că am dat 30 de goluri la Liga 3-a. Da, da, începuse lumea da. Să vorbească, și nu mai erai fiul lui. Nu mai, da. Următorul sezon în Liga 2-a, iar am dat 20 de goluri. Am fost zburile a ieșit, sau nu mai știu cine, de la Brașov, era Răzvan Lucescu, antrenor, când au promovat. Ne-am fost la bătaie cu ei, am terminat pe locul 2, în acel da, an. Da, da, da. Și după aceea, domnul Grigoraș a venit și mi-a făcut o propunere să vin la Galați. Da. Și după aia m-am reîntors la ei, cum ți-am spus, o datorie morală. Da, da, te-ai reîntors... Da, m-am reîntors din Azerbaijan în acea perioadă. Acolo cum e adevărată chestia aia cu joculețele și cu că antrenorul lor era... Nu antrenorul lor, era sau un director sportiv. Și așa era? E pe da, bune? El a făcut materialul lui și da. CV-ul lui. L-a trecut și că el joacă cu mine la Football Manager și dau randament foarte bun la el în echipă, dau foarte multe dar el ajunsese și... acolo tot pe fotbalul ăsta? Pe nu știu exact, nu știu exact el. Dar el cu asta se ocupa, cu online-ul. El era, nu era foarte priceput la asta vreau să zic, adică mușca mingea de nas? Da, da. Da. N-avea nicio treabă. El era pe hai online. Să explicăm și celor care se uită că poate nu cunosc. Deci e vorba de jocul pe calculator. Da, Football Manager. Și, Football Manager, și omul ajunsese acolo spunând, domnule, eu sunt priceput la... Da, deci la nu era chiar antrenor, era directorul sportiv. Era directorul sportiv. Mai da, mare da, un pic mai funcție. Mai, da. Și a zis, eu joc un... Eu joc cu pena în echipă, dă randament foarte bun, mi-a scris atâtea goluri în fiecare sezon. Nu, asta e... Și tu spui că ăsta, nici ăsta nu pare bag? Da. Nu pare bag? Pare, da, când... La... Și să-l aducem aici. Și să-l aducem aici. Bine, CV-ul pe masă la președinte. Da, el a fost da. Un plus. Domne, luați-l că uite așa, așa, așa. Da, aveai numai fotbal manager. Da. Ai cu niște... Da. Da, a contat și părerea lui după ce. Da. Am vorbit și cu el după aia. Da. Bă, a contat și bun, părerea și ai primit un telefon? Sau cu impresarul? Cu impresar, Hai impresar, să mergem puțin da. Până în Azerbaijan. Și n-ai întrebat unde? Unde, da, corect. Nu știam exact unde e. M-am uitat și eu pe hartă, m-am uitat. Am vorbit cu Marian Aliuță, că știu că el fusese da. Înainte. Bă, nebunule, unde ne duce, mă? Fratelui, e ok, dacă te duci în Bacul, e extraordinar. Alături? Bani buni, alături, da. E haos. Nu ieși din Bacul, că nu e... Tu n-ai zis, păi eu am mai fost, mă, la Rusia, da. Mai în partea asta de lume. Nu e, da. Nu s-o compara. Șocant, adică când ai ajuns acolo, diferențe mari culturale, de antrenament, de echipă, de... Era un antrenor sârb, mari diferențe de antrenament nu erau. Încercau și să aducă partea europeană. Aduceau foarte mulți fotbaliști da. Cu nume, antrenori cu început nume, investau să investească foarte mult în jucători. Dar la un moment dat au avut și câteva performanțe până în Europa. Da. Au ajuns da. Și în Europa League, în grupe. Da, cu Carabahul. Dăduse de niște Neftin. Bani. Da. Au investit foarte mult, da. Acum au început să facă și stadioane. Te-a speriat ceva acolo? Speriat în sensul, nu că... Adică ceva la care... Hai, speriat. Am jucat în Cupa Azerbaijanului. Tocmai aveam prime foarte mari, că l-am calificat și din sferturi în semifinale. Primă pentru nimic, practic. Da. Și am ajuns să jucăm semifinala cu Lankaran. Adversitate foarte mare între ei. Am câștigat 1-0 acasă și am pierdut calificarea la ei. Ne-au bătut 2-0. 2-0. Da. După meci, a doua zi ședință, cu președintele clubului. Ne-au băgat pe toți, doar el a vorbit, pe video. Da? Când se i-a dat jos acum, era și cu pistolul la mână. Am crezut, ne ia asta acum, ne pune asta la pământ, care da. Sunteți? Că totul îl certa pe antrenori, arăta. Mie îmi zicea, tu de ce n-ai intrat în cariu? Că vorbisem să fie penalti sale. Cum se intră? Și a zis, m-am încins un picuț. M-am încins un pic și iar a început și dă-i tot nervos. Și avea...
Pistolul e altă, da, altceva. Dar oamenii atunci, cei de la Atletico Madrid, jucau cu Azerbaijan? Da, erau cel patronul de la noi, fratele președintelui, el a fost acționar la Atletico, în acea perioadă. Știu că Atletico a avut un meci acolo. Da, au venit acolo, corect. Corect. Au primit niște cadouri foarte frumoase, țin minte. De-ar mai fi venit să joace. Da, da. Și știu că dădeau undeva la 30 de milioane de euro doar să, ca să apară, doar să apară scrisul... Țară frumoasă așa, adică tu ai apucat. Azerbaijanul extraordinar. Dacă când ieșeați, da, dacă ieșeați din Baku să jucați cu... Era mai trist un pic. Gen orașe micuțe de la noi, Vazluiu, erau orașe micuțe, fără infrastructură, erau urâte. Dar Baku e extraordinar. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!